Lângă mine se află Jenna Browder de la CBN. Jenna, te-am văzut în cadrul interviului. Cu ce impresie ai rămas după ce i-ai intervievat pe Steve și Jackie Greene? A fost minunat. Ei au fost așa de deschiși, sunt atât de pragmatici, ei sunt sarea pământului din Oklahoma City. Simți asta când stai de vorbă cu ei, au o inimă mare, ei îl iubesc pe Domnul. Au fondat acest muzeu minunat, au cumpărat clădirea pentru a construi muzeul, pentru a vesti Evanghelia. Cred că aceasta e ideea principală. And they want to spread the gospel. I think that's really the bottom line. Au făcut o mare investiție în centrul orașului Washington DC. Care e scopul lor cel mai mare? Yeah. You know, they said in the interview, they said we Eu am vorbit despre acest subiect în cadrul interviului. Ei au spus că muzeul nu este catolic, protestant sau evreiesc. Ei nu vor să-și expună credința, vor doar să prezinte Biblia. Ei spun că Biblia este creitoare și nădăjduiesc că dacă oamenii vizitează muzeul, Dumnezeu va lucra în viețile vizitatorilor. Aceasta este nădejdea lor. Eu cred că vor să atragă atenția oamenilor asupra Bibliei și să o prezinte lumii. Sunt sarea pământului. Care e următorul plan al soților Green? Nu știu dacă poate fi mai mare decât acesta. Așa cum am mai spus, ei locuiesc în Oklahoma City. Steve este președintele companiei Hobby Lobby și ei lărgesc acea companie. După ce Curtea Supremă a susținut compania, aceasta a crescut și mai mult. Au mult de lucru și mai au și 6 copii. Nu știu dacă au menționat asta în reportaj, așa că sunt foarte ocupați. După ce au fondat acest muzeu de 40.000 de metri pătrați, chiar că sunt ocupați. E un muzeu frumos. E o clădire frumoasă. Jenna, îți mulțumesc că ai venit.